Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Cum probabil vă puteți da seama din titlu, videoclipul de astăzi are în centru Me Before You de Giorgio Moyes, tradusă la noi ca Înainte să te cunosc. Așa cum v-am zis mai demult, vreau să fac o recenzie paralelă a cărții și a filmului Me Before You, pentru că am citit cartea și am văzut filmul foarte recent și ambele mi-au plăcut extraordinar de mult, așa că vreau să vorbesc un pic despre fiecare. Înainte să începem să vorbim despre carte, pentru că ea va fi prima, vreau să vă spun că eu am citit cartea în engleză și am împrumutat-o de la biblioteca noastră, dar se găsește și în română la editura Litera, dacă nu mă înșel. Așa că dacă vreți să o citiți în română, există și posibilitatea asta. Așa cum am zis într-un videoclip anterior, mie mi-a plăcut extraordinar de mult cartea, am dat 5 stele din 5, deși nu am vrut să-mi placă, pentru că este o carte ciclit și, nu știu, snoaba din mine spera să nu mai îmi placă atât de mult cărțile astea, dar asta este, s-a întâmplat, nu m-am putut abține, mi-a plăcut extraordinar de mult, mi se pare o carte foarte, foarte frumoasă și nu este un ciclit clasic neapărat, ba da, este clasic, dar nu este un ciclit extraordinar de siropos sau grețos sau mă știu eu ce. Foarte pe scurt, cartea are în centru două personaje, așa cum vă puteți aștepta, un el și o ea. Ea este Lou Clark, o fată de 26 de ani, 26-27 de ani, care este pur și simplu blocată în viața ei, este blocată într-un orășel mic, alături de prietenul ei, cu care nu se mai înțelege atât de bine, alături de o familie pe care trebuie să o ajute din punct de vedere financiar sau nu își dă voie să-și urmeze propriile vise. La polul opus este Will Traynor, un bărbat de 31 pic de ani, care cândva fusese o persoană extraordinar de activă, sărea cu parașuta, se urca pe munți, se nota cu rechinii și mai știu eu ce, până în momentul în care suferă un accident de motocicletă, este el călcat de o motocicletă, fapt ce lasă paralizat de la gât în jos, tot ce mai poate să facă este să-și miște capul și un pic una din mâini, atât, în rest este complet imobilizat. Cei doi se cunosc în momentul în care mama lui Will Traynor o angajează pe Lou Clark să îi devină acestui un fel de, nu știu dacă ai zis, infirmieră nu este, asistentă, prietenă, practic trebuia să-l scoată pe Will din depresie, asta era jobul lui Lou. Așa cum probabil vă puteți aștepta și așa cum este previzibil, nu este niciun fel de spoiler pentru că bănuiesc că toată lumea se gândește la asta, deși la început cei doi nu se înțeleg, evident pe parcursul cărții se formează o legătură foarte frumoasă între ei. Ce mi-a plăcut mie extraordinar de mult la cartea asta este faptul că, deși este un roman previzibil, a fost exact ca la The Fault in Our Stars. Știam că se plânge la Me Before You, așadar mi-am dat seama din start de ce se plânge și cum o să termine cartea. S-a terminat exact cum așteptam să se termine, deși nu văzusem niciun spoiler înainte sau nu știam exact despre ce este vorba. Însă, pentru mine a fost genul de carte în care nu a contat atât finalul cât călătoria până acolo și într-un fel mi-a plăcut faptul că nu fusese confirmat că ăla era finalul, că era pur și simplu ceva ce eu credeam. Asta mi-a plăcut foarte mult. Am zis că mi-a plăcut călătoria până acolo pentru că lucrul care mi-a plăcut cel mai și cel mai și cel mai mult a fost relația dintre ei, dar nu la nivel de sentimente neapărat, ci la nivel la nivelul limbajului. Ideea e că dialogurile dintre ei sunt atât de frumoase și atât de ironice și atât de snappy de cele mai multe ori. Amândoi fac tot timpul glume, amândoi și mai ales el sunt sarcastici. E genul ăsta de relație care mie îmi place foarte mult și nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată să aveți un prieten sau prietenă sau prietenul sau prietena cu care să aveți genul ăsta de relație în care pur și simplu totul să fie un comeback continuu, replică la replică la replică. Ceea ce mie îmi place foarte mult. Eu personal sunt foarte bucuroasă când dau de oameni cu care pot să am o astfel de legătură. Asta mi-a plăcut, cred că, cel mai și cel mai mult. Faptul că, deși este o relație de iubire clasică, într-o oarecare măsură, ok, nu sunt amândoi frumoși și fericiți, dar este o legătură oarecum clasică, dialogul ăsta dintre ei i-a scos oarecum din cuplurile banale despre care citim tot timpul. Și un alt lucru care mi-a plăcut extraordinar de mult la carte a fost faptul că pe lângă acest cuplu central s-a dezvoltat destul de bine și celelalte personaje. De exemplu, mi-a plăcut foarte mult cum autoarea portretiza relația dintre Lou și Patrick, prietenul ei, pentru că, deși teoretic ar trebui să nu-ți placă de Patrick, cumva a reușit să-l facă nu neapărat likeable, pentru că nu este likeable, dar nici nu l-a antagonizat, ca să zic așa. Nici nu este el personajul rău care se poartă cine știe cum cu Lou și da, ea este nefericită. Nu, în niciun caz. Este pur și simplu un caz de nepotrivire de caracter între ei și de lucruri pe care trebuie
și pe lucruri pe care ei trebuie să și le rezolve ca doi oameni maturi care nu trebuie neapărat să se certe sau să se bată sau să se înjură sau mai știu eu ce. Nu vreau să vorbesc mult mai multe despre carte pentru că așa clipul ar fi extraordinar de lung și aș vrea să apuc să vorbesc un pic și despre film. Am văzut filmul la aproape o săptămână după ce am terminat de citit cartea, deci mă așteptam să plâng, pentru că la carte am plâns, evident, mă așteptam să plâng și la film, s-a întâmplat chestia asta, am fost cu mama la film, eram în sală 15 oameni, cred, toată lumea bocea de nu mai putea la final. Pe mine, sincer să fiu, când toată lumea bocea de nu mai putea la final, mai că m-a pufnit un pic râsul, pentru că îmi dădeam seama de ridicolul situației, adică eram 15 persoane mature, care plângeau și nu mai puteau să se abțină. A fost un pic amuzant la final, dar asta vă arată cât de serios este filmul de fapt. Filmul mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut foarte mult personajele principale. Lui este jucată de tipa care joacă pe Daenerys din Game of Thrones, iar Will este jucat de un tip care joacă în Hunger Games, deci practic a fost așa un Hunger Game of Thrones, filmul ăsta. Dar mi-a plăcut foarte mult că ambele personaje erau complet diferite față de ce știam eu omul normal. Mi-a plăcut foarte mult faptul că, deși au fost scene tăiate din carte și una dintre ele foarte importantă, mă refer, pentru cei care ați citit cartea, la scena cu labirintul. Dacă n-ați citit, știu că n-are niciun sens, dar asta este, nu pot să dau spoilere foarte mari. Mi-a plăcut că, deși, așa cum am zis, că deși au fost tăiate anumite scene importante, lucrurile mari au fost păstrate și nu au fost modificate foarte mult din punctul meu de vedere. Au fost modificate doar cât să intre mai bine în film și doar cât să se integreze mai bine în formă de film, dar nimic mai mult. Ideea principală a rămas aceeași. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am reușit să văd culorile din cartea asta, pentru că pentru cei care ați citit cartea, știți, de exemplu, că lui este o fată care se îmbracă extraordinar de fisticiu și care este pur și simplu all over the place din punct de vedere vestimentar și mi-a plăcut foarte mult să văd efectiv chestiile astea, pentru că una este să ți le imaginezi și alta este să le vezi. Este un film foarte colorat, în ciuda dramatismului lui, lucru care mie mi s-a părut, contrast care mie mi-a plăcut foarte mult. Și a fost o scenă la care efectiv nu m-am putut abține să nu râd din toată inima. Cred că n-am mai râs atât de mult, de foarte multă vreme. Atât în carte cât și în film, este scena de ziua ei, în care Will îi face cadou un lucru pe care ea și-l dorea de foarte, foarte, foarte mult timp, de când era foarte mică și credea că nu o să mai poate niciodată face rost de chestia aia. S-a bucurat ca un copil, Luke Clark, s-a bucurat ca un copil în carte, dar s-a bucurat și mai mult în film. Știu că pe noi m-am pufnit râsul înainte ca imaginea să pice pe cadou, înainte ca ceilalți din sală sau mama, de exemplu, care nu știa despre ce e vorba, să afle ce cadou îi făcuse Will, m-a pufnit așa un râs de nu mai puteam abține. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Scena de final, final, nu primul final, al doilea final, mi-a plăcut foarte mult, am plâns la aia. Nu știu, a fost foarte frumos să văd efectiv în film lucrurile pe care mi le imaginasem în carte. Mi se pare că este un exemplu de adaptare foarte bună, pentru că, așa cum am zis, deși s-au scos lucruri, nu s-au scos lucrurile vitale, iar chestiile extraordinar de importante au fost destul de fidele din punctul meu de vedere. Un lucru care, sincer să fiu, mi-a plăcut foarte mult în film a fost faptul că tatăl lui Luke Clark este jucat de Mr. Bates din Downton Abbey și m-am bucurat foarte mult să-l văd acolo, pentru că nu-l mai văzusem în alte filme până acum. Asta a fost tot despre Me Before You. Este o carte pe care eu vă recomand din tot sufletul, 5 stele din 5 pe Goodreads cu siguranță. Înarmați-vă cu multe șervețele, fie că citiți cartea, fie că mergeți la film. Eu, sincer să fiu, până acum nu prea am auzit păreri negative. Sunt convinsă că sunt și sunt convinsă că sunt oameni și dintre voi care nu le-a plăcut sau care nu o să le placă. Însă, cred că în proporție de 95% părerile au fost foarte bune. Dacă mai știți cărți de genul acesta, în afară de Cecilia Ahern, de exemplu, eu doar la ea mă pot gândi în ceea ce privește autoare care scriu asemănător, vă rog să-mi spuneți în comentarii, pentru că aș vrea să mai citesc cărți la fel de bune. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un thumbs up și, de asemenea, dacă vreți să fiți la curent și cu alte videoclipuri, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe, butonul roșu de mai jos. Sunt foarte excited pentru că săptămâna viitoare cred că o să postez un book haul, iar peste două, sper din tot sufletul, să fac în sfârșit un bookshelf tour. Un bookshelf tour nou, nu am mai filmat unul de 2 ani. Între timp m-am mutat, între timp s-au schimbat foarte mult cărțile de la mine din bibliotecă, așa că sunt foarte încântată să vă arăt exact ce am acum în casă. Până atunci, știți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai știți. Bye!